Bucovina Rădăuți arbitrează lupta pentru promovare în Seria 1 a Ligii a 3-a, trupa condusă de Iulian Ionesi, urmând să primească vineri cu începere de la ora 18 vizita liderului Știința Miroslava. Un eventual rezultat pozitiv ar fi de mare ajutor pentru Bucovina Pojorâta, care în ultima rundă va primi vizita celor de la Miroslava într-un meci care ar putea hotărî echipa care va promova în Liga a 2-a. Galben-albaștri vin după 6 rezultate consecutive pozitive și nu au de gând să se oprească aici. Suntem montați și foarte optimiști că vom câștiga acest meci. Miroslava nu e o echipă de speriat, sper doar să avem parte de un arbitraj corect. Presiunea apasă pe ei, nu pe noi. Nu ne interesează cine promovează. Vrem să câștigăm atât cu Miroslava, cât și cu Pojorâta. Sper să vină cât mai multă lume la meci și să scoatem un rezultat bun, astfel încât spectatorii să nu plece dezamăgiți de la stadion, a declarat antrenorul jucătorii Iulian Ionesi, care alături de Andrei Ciurlă este suspendat la jocul de astăzi cu Știința Miroslava. Iată programul etapei: Bucovina Rădăuți, Știința Miroslava, Ceahlăul 2 Piatra Neamț, Sporting Liești, CSM Pașcani, FC Zagon, Petrotub Roman, Aerostar Bacău, AFK Miercurea Ciuc, Cetatea Târgu Neamț, iar FC Pojorâta și Sepsi Sfântul Gheorghe vor sta.